Măsurile care trebuie luate în cadrul Green Deal, Pactul Ecologic sau Pactul Verde European vor ameliora bunăstarea și sănătatea oamenilor în următorii 30 de ani. Însă, dincolo de strategii argumentate în teorie, când vine vorba de aplicarea lor în industrie, costurile sunt considerabile și imposibil de suportat doar de către producători. Statul te ajută în ghilimele în această direcție, în sensul că într-un interval de timp foarte scurt, încă nu, dar se preconizează foarte rapid, să pună taxe, impozite, amenzi foarte mari pentru ambalaje primare și secundare, adică pornind de la borcanul de cremă, tub de cremă sau flacon de emulsie, până la cutia colectivă de carton reciclabile. Și vor pune taxe suplimentare cât de curând. Dar trebuie să vină și cu un ajutor în aceste condiții. Aici am vrut să zic, ajutorul cu ghilimele de rigoare este următorul. M-am interesat și vedeam că dintr-o dată, pentru anumite canale care sunt mai costisitoare, ca au discounturi, cum sunt rețelele, profitul produsului se prăbușește catastrofal, scade, se înjumătățește. Și am întrebat, măi, eu te rog cu prețul de cost constituit, detaliat, să-mi spui de unde e. Ca să observ că ambalajele reciclabile, care exact pe ideea asta colegii mei de la marketing au vrut să-l implementeze, sunt duble, ca și preț față de ambalajul normal, duble. Și atunci am zis, oameni buni, hai să mai așteptăm până când va fi obligatoriu treaba respectivă, că poate până atunci mai ieftinesc ăștia și prețul ambalajelor. Poate apar și companii care produc astfel de ambalaje. Da, mai multe. Că dacă îți mai câte una într-o țară sau ceva de genul ăsta, e vorba de un fel de exclusivitate și dau prețuri mai mari. Dacă vor fi mai multe, e concurența de piață. Vor apărea prețuri mai micuțe și va fi mai accesibil și pentru noi. Până ajungem la punerea în practică a politicilor de stat care să susțină tranziția la o Europa competitivă, verde, digitală, orice inițiativă care sprijină reciclarea este de dorit. Ați lansat proiectul Ai grijă de natură așa cum ai grijă de tine, un demers de responsabilitate socială. Ce înseamnă acest proiect și ce rezultate ați obținut? Dacă la început mi s-a părut așa un proiect, cum să zic, ca teorie, foarte frumos, foarte atractiv, nu eram sigur de rezultate. Și bineînțeles că față de gama asta nouă de plajă Gerovital, mai aveam câteva mii de bucăți de produse din anul anterior. Ori le vinzi sau le promovezi acum, ori ajung la casare, că anul viitor nu le mai poți vinde, că nu mai au valabilitate. Și întreb oamenii noștri, băi, cum e cu... Păi l-am pus pe proiectul ăla și zic, bine, da, sunt câteva mii. Credeți că în interval de 2 săptămâni vom putea vinde câteva mii de creme de plajă în prin magazine, prin cele 30 de magazine, pe managerul de magazine? Da, domn director, fără probleme, la 3 ambalaje primesc un produs. Propriu zis, ați intrat proactiv și ați venit cu ceva pentru consumator, ca el să fie dornic să aducă aceste produse. Proiectul 2 de care vă zic eu, că înainte fusese cu o lună proiectul 1, în care erau ambalaje clasice de creme și, în schimb, primeau o losină de machiantă, mi se pare. Asta a fost proiectul 1. Și atât de bine a mers, încât oamenii mei mi-au spus, merge foarte bine, să nu ne facem probleme.